acea tijă, după ce ați desfăcut din clipsuri, să introduceți mâna și să, practic, să deschideți manual portbagajul. Iată. Bun. L-am desfăcut. Încercați să puneți înapoi panou și să-l ridicați. Bun, ca să înțelegeți ce am făcut, am introdus mâna pe sub acel capac din plastic și am apăsat pe această tijă, am dat-o în partea dreaptă a mașinii și s-a deschis portbagajul. Iată care era problema. Aceasta nu era prinsă în interior sau puteți avea probleme cu mecanismul acesta, cu întreg mecanismul. Iată-l. Iată, sunt tijele acestea care fac legătura cu clapeta. Dacă tragem de el, uitați-l. Uitați cum acționează. Bun, dacă introducem tija în interior. Bun. Și tragem de clapetă, iată că se deschide.